Să fie Dumnezeul cerului și al pământului, Tatăl nostru și Mântuitorul nostru. Încă un anunț pe care am omis să-l spun la vremea când am făcut anunțurile este faptul că duminica de cina Domnului din luna noiembrie vom avea o întâlnire cu Consiliul și liderii biserici, așa cum avem o dată la două luni, în intenția noastră să discutăm despre lucrările lui Dumnezeu din biserică, despre felul în care reușim să ne achităm de responsabilitatea ce ne revine la fiecare dintre noi, dirijori, lideri și toți cei cărora biserica le-a încredințat o slujire prin conducerea bisericii. Pentru că această întâlnire durează peste două ore și asta înseamnă că se trece de ora două, duminica aceasta vom avea acolo un pic de mâncare, în așa fel încât pe frați să nu-i apuce slăbiciunea și să nu stea numai cu gândul acasă, să fie agitați, să putem avea o părtășie sfântă în numele Domnului și să discutăm cu responsabilitate lucrurile acestea care sunt lucrurile lui Dumnezeu încredințate nouă. Îi rog pe frații vizați, pe dirijori, pe asistenților, pe lideri, pe asistenților, pe toți cei care au o responsabilitate de slujire mai mare sau mai mică, să-și facă timp și să fie la această întâlnire, pentru că unitatea noastră în slujire este una importantă pentru direcția Bisericii Betania. În seara aceasta, poporul Domnului, vom citi din nou despre unul dintre împărați, fiul lui Manase, nepotul lui Ezechia. Numele lui este Amon, este al 15-lea împărat, dacă o punem și pe Atalia, și despre el putem citi în 2 Împărați, capitolul 21, sau în 2 Cronici, capitolul 33. O să citim din Cronici. 2 Cronici 33, citim de la versetul 21 până la versetul 25. În cinstea Domnului vă rog încă o dată să vă ridicați. 2 Cronici 33, versetele de la 21 la 25. Amon avea 22 de ani când a ajuns împărat și a domnit 2 ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, cum făcuse tatăl său Manase. A adus jertfe tuturor chipurilor cioplite pe care le făcuse tatăl său Manase și le-a slujit. Și nu s-a smerit înaintea Domnului cum se smerise tatăl său Manase, căci Amon s-a făcut din ce în ce mai vinovat. Slujitorii lui au uneltit împotriva lui și l-au omorât în casa lui. Dar poporul țării a ucis pe toți cei ce uneltiseră împotriva împăratului Amon. Și în locul lui, poporul țării a pus împărat pe fiul său, Iosia. Amin. Mulțumesc, dragii mei, vă rog să vă așezați. Joie de joie, prin harul lui Dumnezeu, ne gândim la o temă din Biblie care desăvârșește orizontul nostru biblic, aducându-ne aminte sau învățându-ne despre legile Domnului, pentru că e important să cunoaștem cuvântul. Pavel spunea, mie mi-este de folos să vă spun, mie nu mi-este greu să vă spun, iar vouă vă este de folos. Nouă ne este de folos ca să ne aducem aminte de cuvântul Domnului. În această seară avem în față biografia unui alt om care a avut oportunitatea pentru 2 ani să conducă națiunea Israel, de fapt Iuda, împărăția de sud. El a avut oficiul acesta pentru 2 ani, fiindcă a murit subit, ucis de robii săi din casă, de slugile care administrau casa lui. Regatul de sud a avut perioade de glorie și perioade de decădere, de declin. Domniile lui Atalia, Ahaz, Amația și Manase au promovat o idolatrie fără limite, o mare destrăbălare în Iuda. Însă au fost și domniile lui Ioas, Ozia, Ezechia, care au condus la mari treziri spirituale și la mari reforme religioase. Poporul acesta a urcat și a coborât, a plâns și s-a bucurat în funcție de semnalul pe care l-au dat liderii țării, în primul rând împărații și apoi toți ceilalți care erau împreună cu ei, văzătorii, prorocii, preoții. Textul biblic care vorbește despre Amon este scurt. Informațiile pe care le avem despre el sunt foarte puține în comparație cu cele despre tatăl său, spre exemplu. Evident,
tatăl său domnind 55 de ani. S-a scris mult despre această domnie lungă. Fiul lui a domnit 2 ani. Sigur că nu se putea scrie mare lucru. Aș vrea să surprind însă un gând care mi s-a părut extraordinar de important și care aproape face din ceea ce o să spun o predică de binecuvântare pentru copii. Uitați ce vreau să spun. Uitându-mă la textul acesta cu perspectiva să vorbesc înaintea Bisericii Domnului Iisus, am fost impresionat să observ psihologia influenței pe care o au părinții asupra copiilor, în mod special în lucrurile negative. Ceea ce vreau să vă spun este faptul că tatăl acestui împărat, pe care l-a chemat Manase și despre care am predicat joia trecută, a fost un împărat rău. Însă, în ultimii ani, el s-a pocăit și a încercat să îndrepte răutatea lui și în viața personală, și în viața de familie, și în slujirea lui de împărat peste Iuda. A încercat să îndrepte, a eliminat idolii și idolatria, a promovat sfințenia, a pus la loc în templu lucrurile care trebuiau să fie acolo pentru închinare și jertfă. A încercat omul să repare, pentru că s-a pocăit. Și fiul său, Amon, s-a uitat la tatăl lui, care era împărat, de mic, și a văzut partea de viață păcătoasă și stricată și idolatră, și apoi a văzut partea de viață restaurată, pocăită, îndreptată. Și priviți ce se întâmplă. Uitați ce spune Scriptura. Fiul său, Amon, a urmat exemplu negativ al tatălui său Manase. Și uitați cum zice Biblia. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, atenție, virgulă, după cum făcuse și taică-s-o Manase. Asta înseamnă că el s-a inspirat din exemplu negativ al tatălui său. Zice, Amon a făcut rău cum a făcut și taică-s-o rău. Biblia face legătură între influența negativă pe care a avut-o Manase asupra fiului său Amon. Și într-un fel explică că Amon a ajuns așa de rău și datorită modelului negativ pe care l-a avut în Manase tatăl său. Noi știm și din experiență personală că și copiii de oameni credincioși, copii care cresc în biserică, aduși la binecuvântare, instruiți în școala duminicală, copii de care se țin părinții, oameni credincioși, totuși există luptă mare cu ei, până când, devenind adulți, aleg calea Domnului, aleg pocăința, aleg să se boteze, aleg să se căsătorească în biserică și să devină membri ai bisericii, oameni credincioși. Ei bine, toată perioada aceasta de la a trece de pe pilot automat, adică conducerea părinților, fa așa și așa și așa. Părinții dispun, vorbesc, poruncesc și copiii fac. Ei, copiii la un moment dat, datorită vârstei, ies de sub acest pilot automat al părinților și puțin câte puțin trec pe manual, trec pe conducere personală. Perioada aceasta e o perioadă de naștere într-un fel, de zămislire într-un fel. E un proces lung de ani de zile. Timp în care părinții se acomodează greu cu faptul că ai lor copii, ies de sub autoritatea lor și încet, încet, încet devin autonomi și independenți datorită vârstei. Iau decizii singuri. Părinții le încredințează, pe lângă faptul că le încredințează și statul, instituțiile statului, dreptul să conducă mașina, le cumpără un celular. Ăsta e semnul că începe să le dea încredere că s-au făcut oameni mari. Dar toată perioada aceasta pe care copiii au petrecut-o acasă s-a uitat la tata și tata a fost ca și Dumnezeu pentru el. Copilul nu-l înțelegea pe Dumnezeu, nu-l vedea pe Dumnezeu, dar îl vedea pe tata și-și imagina că tatăl din ceruri e ca tatăl din casă. Și a avut modelul lui taică-s-o. Și Amon a avut un tată, pe Manase. Și în prima parte a copilăriei lui, Manase a fost un împărat destrăbălat și idolatru. Dacă a dat el afară din templu lucrurile lui Dumnezeu, care erau necesare pentru jertfă, și a băgat acolo niște stâlpi, niște chipuri cioplite, care erau actele, care erau pentru actele de cult, pentru idolatrie.
Vă puteți imagina ce îndrăzneală, ce obrăznicie, ce nebunie. Dar omul ăsta se pocăiește. Vine o vreme când se pocăiește. Numai că fiul său nu se pocăiește. Exemplu negativ al tatălui l-a luat, dar exemplu pozitiv al tatălui nu l-a mai luat. Pocăința lui Manase a fost acceptată de Dumnezeu, dar n-a mai fost acceptată de fiul lui. Pentru că valorile care s-au așezat în mintea lui Amon, care i-au format personalitatea, care i-au determinat caracterul, au fost luate din timpul când Manase era rău. Acum copilul a devenit un anumit tip de tânăr, cu valorile rele ale tatălui. Tatăl se schimbă, dar copilul nu mai poate face rocada. Și rămâne pe prima linie, rămâne pe obiceiul negativ în care taică-s-o a stat în prima parte a vieții. Degeaba se schimbă Manase, se schimbă pentru el, dar pentru fiul lui nu se mai poate face nimic. Un om care și-a condamnat propriul copil. Asta nu înseamnă că trebuie să-l facem responsabil pe Manase. Evident, îl facem responsabil cât pe un tată. Dar sigur că responsabilitatea pocăinței pentru Amon nu era a lui Manase, era a lui Amon. Totuși, observați că acest împărat rău, în prima parte a vieții fiind rău, își influențează copilul în rău. Când el se pocăiește, copilul nu se mai poate pocăi. Copilul rămâne rău și rău a murit. Am vrut să vă prezint această pildă. Unii dintre părinți sunt răi în perioada în care, în prima parte a vieții, când copiii sunt mici. Apoi se pocăiesc, își îndreaptă viața, iau pocăința în serios, trăiesc valorile scripturilor, își corectează anumite comportamente greșite din tinerețe, din prima parte a vieții, însă copiii rămân cu baza, cu lucrurile de bază, rămân cu lucrurile de la început. Mi s-a părut atât de dureroasă această lecție. Cu Dumnezeu și-a rezolvat problema, dar cu fiul lui n-a mai putut-o rezolva. Pentru că acest copil i-a spus așa: tată, toată copilăria mi-ai arătat ce să fac, să scot lucrurile lui Dumnezeu din templu, să mă închin la chipuri cioplite, să învăț poporul că nu există Dumnezeu. Acum, tată, tu nu ești serios, te-ai schimbat, eu nu mă schimb. Eu rămân statornic la primele valori. Au fost rele, fiule. Tată, dacă au fost rele, de ce le-ai practicat zeci de ani? Și i-a rămas copilul departe de Domnul. Mi se pare atât de dureroasă această lecție. Să te uiți la copilul tău, să-ți vină mintea la cap și să vrei să-i vină și lui. Asupra ta ai control, te poți corecta, dar asupra lui n-ai control. Și încerci să-i spui: măi copile, am greșit, N-am știut ce fac, am fost mai tânăr, n-am înțeles Evanghelia. Și totuși copilul spune: tată, fă ce vrei, dar eu nu mă schimb. Mă gândesc câtă frustrare a fost în inima lui Manase. Cât regret, câtă remușcare să-și vadă copilul împins de propriul lui exemplu negativ într-un anumit stil de viață pe care l-a format în comportamentul copilului și pe care mai apoi n-a reușit niciodată să-l mai schimbe. Mi se pare o pildă, o psihologie, o realitate extrem de dureroasă. Cei mai mulți dintre noi avem copii, sau cei care suntem tineri, vom avea. Frații mei, toată achiziția vieții materiale ruginește, se învechește, se rupe, se deteriorează și devine nefolosibilă. Și aruncăm lucrurile astea la gunoi, fie că sunt mașinile din metal, fie că sunt hainele din bumbac, fie că sunt alte lucruri cu care construim o viață cu multă osteneală și cu multă economie, muncind ca niște mașini uneori. Și totuși, când ajungi spre bătrânețe, să-ți vezi copiii pe un drum rău, ție experiența vieții ți-a schimbat mintea, ți-a corectat apucăturile păcătoase, te-ai îndreptat, te-ai întors la Domnul cu responsabilitate și seriozitate, dar copilul îți rămâne acolo unde și tu ai fost o parte din viața ta și nu-l mai poți aduce înapoi. Nimic nu-l mai poate schimba.
și te faci responsabil înaintea Domnului de influența pe care ai avut-o asupra Lui. Degeaba ai spune, băi copile, el nu poate să priceapă. Pur și simplu a rămas setat pe primul stil de viață. V-ați gândit ce au văzut copiii noștri la noi ca părinți când ei au fost mici? Ne-au auzit pe noi vreodată părinții vorbind negativ despre autoritatea lui Dumnezeu manifestată în biserică prin oficiu pastoral? Indiferent că am avut dreptate sau nu, indiferent. Dacă ne-au auzit, opinia mea personală, vă spun în seara aceasta cu toată responsabilitatea, copiii aceia riscă să nu mai aibă în viața lor respect pentru oficiu pastoral. În viața lor! Păstorul s-ar putea să se schimbe, care a greșit și care te-a supărat ca în mijlocul familiei să spui, vai de el. Poate ai dreptate, a greșit și se schimbă și vine altul care nu-i vai de el. Sau dirijorul, sau liderul de la Sunday School, sau. O autoritate din biserică. Însă copilul acela, punându-i sămânța disprețului, a ironiei, a batjocurii, a împotrivirii, nu se mai poate vindeca niciodată. Ajunge mare, te uiți la el și nu-l mai poți îndrepta. Și poate nici măcar nu faci legătura cu anumite greșeli pe care le-ai făcut când copilul erai mic și credeai că nici nu te aude, că se joacă cu mașinuțele. Vrem să avem niște copii credincioși când vor ajunge mari. Vrem să-și întemeieze familii creștine, să facă nunta în biserică, să se boteze. Vrem să iasă din ei oameni care vor sluji în biserică, pe pozițiile devenite libere prin faptul că oamenii aceștia fiind bătrâni mor, trec la Domnul. Și ei vor sluji în biserica lui Dumnezeu. Însă vor ajunge toți copiii noștri să se boteze în adunare? Sau exemplul unora, mărturia altora, anumite scăpări de fățărnicie, anumite certuri la care ei se uită, anumite exemple ale adulților care își petrec vremea pe holurile bisericii și zic că eu-s rău dacă spun asta de aici. Fraților, nu-i vorba de răutate, e vorba că fiind biserică trebuie să știm ce vrem. Noi nu ne adunăm mai să stăm pe holuri, noi suntem oameni mari. Noi am venit aici să ne rugăm, să ascultăm Evanghelia, indiferent că o predică Ion, Marin, Gheorghe sau Luigi Mițoi. E aceeași Biblie. Că dacă vă predic despre grădina de zarzavaturi, ieșiți pe hol. Dar oricine ajunge la amvonul ăsta, despre Iisus vorbește. Și despre sfânta pocăință. Mi s-a părut atât de dureroasă, așa de usturătoare pilda aceasta a lui Manase, să-și vadă copilul că rămâne în locul de unde el a putut ieși. Dacă vă uitați la mărturia acestui împărat tânăr, 22 de ani, până la 24 de ani, la 24 de ani a fost omorât. 24 de ani, aproape că nu ești adult, iertați-mă. Vreau să spun că ești încă tânăr, încă necopt. 24 de ani, a murit, l-a omorât. De la 22 la 24 a fost împărat și pur și simplu a fost dominat de exemplu tatălui său. Biblia spune, Manase s-a pocăit, dar el nu s-a mai pocăit. Uitați ce usturător vorbește Biblia aici. Și nu s-a smerit înaintea Domnului cum se smerise taică-so. A fost rău cum a fost taică-so, dar taică-so s-a schimbat, însă el nu s-a mai putut schimba. Extraordinar. El rămâne un om rău. Și observați că progresia stricăciurii lui Amon crește în cei 2 ani de viață. Crește progresia, devine din ce în ce mai rău. Așa spune Scriptura, devine din ce în ce mai vinovat. Citiți a doua parte a versetului 23, devine din ce în ce mai vinovat. Fraților, dacă pui o sămânță în pământ și apucă să germineze, crește. Dacă un om care e operat poate să fie de aici din frunte până la degetele de la picioare operat, dacă nu moare, se vindecă. Copilul poate să fie când se naște mai cu probleme, aproape că moare, aproape, dar dacă nu moare și trăiește, se face mare. Ce am vrut să vă spun, există că în lumea asta există creștere și a răului și a binelui. Cine nu moare, crește. Copilul acesta a crescut în răutatea lui și a devenit din ce în ce mai vinovat, din ce în ce mai vinovat, din ce în ce mai vinovat. Sigur, nu doar pentru că a avut pilda tatălui său negativă, dar în mare măsură
și pentru lucrul acesta. Uitați cum îl califică Biblia. A slujit idolilor cărora le slujise tatăl său. Observați că Biblia mereu face legătura între el și tatăl său. Asta vorbește despre influența lui taică-s. Altfel n-avea niciun rost. De ce nu spune Biblia a slujit după exemplu negativ al vecinilor? Ce credeți, că numai taică-s-o a fost rău? Tot Iuda a fost rău. Dar Biblia numește pe taică-s-o că taică-s-o i-a fost reperul. El 10 ani în casă, pe taică-s-o l-a văzut. Al doilea calificativ. Amon a părăsit pe Domnul. 3. N-a umblat în calea Domnului. Numai lucruri negative despre un bărbat de 20 de ani. 20-22, intervalul ăsta a fost împărat. 22-24, intervalul ăsta a fost împărat. Numai lucruri negative. Sfârșitul lui este rușinos, este dureros. Părăsit de Dumnezeu, disprețuit de proprii robi pe care îi plătea. Unii erau famenii care se îngrijeau de țiitoare, alții erau cei care făceau curățenia. În casă, în grădină, un împărat trăia ca un împărat. Alții găteau, alții se ocupau de, mă rog, o casă mare de împărat. Mulți oameni care lucrau acolo în calitate de robi, de slujitori. E, ăștia s-au înțeles și pur și simplu l-au ucis în casa lui. Populația, când au auzit că ăștia și-au omorât stăpânul, i-au omorât și ei pe robii din casa împăratului. Imaginați-vă ce durere a fost în țară, ce exemplu negativ, ce rușinos. Robii își omoară împăratul, populația îi omoară pe robi. Și de unde a plecat totul? De la pedeapsa lui Dumnezeu. Și de unde a plecat pedeapsa lui Dumnezeu? De la un copil care a avut un exemplu greșit, negativ, și când a ajuns mare, nu s-a mai putut răsuci să se pocăiască. Și a rămas pe partea aia cum a căzut, că atunci când arunci moneda în aer se mai învârte, dar când cade, căzută este. M-am gândit că va fi folositor pentru noi, ca tați și mame, ce am crescut 20 de ani, un copil sau mai mulți câți Domnul ne-a dat, și am crescut cu efort. Cât efort face o mamă și cât muncește un tată 20 de ani pentru copilul lui? Mult. Numai cine a crescut un copil știe câte dureri, câte frustrări, cât sacrificiu există, cât trebuie să rabzi, să o iei din nou de la început, să-i dai a mia șansă și a milioanul șansă. Și când ajunge la 20 de ani, să-l vezi folosit de diavolul și să nu poți face nimic. Te uiți cu ochii și plângi. Te bucuri că e în viață, cu unul râzi și cu unul plângi. Mă rog Domnului, petrecând o bună parte din viața noastră aici în adunare, citim Biblia, exemplele lui Dumnezeu, să folosim pentru viața noastră personală și să-L lăsăm pe Dumnezeu prin cuvântul acesta să ne corecteze anumite slăbiciuni, anumite scăpări, anumite alunecări, și să nu ne pierdem nici sufletul, să nu ne pierdem nici copiii, și dacă este cu putință, să ne ținem atât cât atârnă de noi și de poporul acesta care este aici în jurul nostru și de cei care sunt afară și sunt pe lângă noi, să-i lăsăm să miroase din parfumul pe care Dumnezeu l-a pus în viața noastră. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu să stăm înaintea Domnului cu inima noastră, cu casa noastră, că Dumnezeul la căruia noi ne rugăm e un Dumnezeu bun. Dumnezeu nu face răul, Dumnezeu se oprește, Dumnezeu se întoarce și Dumnezeu iubește pe fiii oamenilor. Ne ridicăm în picioare și încheiem slujba divină cu rugăciune.